Într-o zi Domnul Iisus la Ierusalim s-a dus. Vede acolo întâmplător scăldătoarea oilor. Vede acolo întâmplător scăldătoarea oilor. Lângă acea scăldătoare se găseau cinci foișoare. Stăteau zi și noapte în ele oameni chinuiți de rele. Stăteau zi și noapte în ele oameni chinuiți de rele. Orbi, oloșciuni și uscați, o mulțime adunați, așteptau cu nerăbdare toți apei tulburare. Așteptau cu nerăbdare toți apei tulburare. Căci un înger când și când din înalt venea zburând, jos în apă când intra până la fund o tulbura. Jos în apă când intra până la fund o tulbura. Cel ce izbutea de grabă a intrat întâi în apă. Atunci vindecat era de orice boală suferea. Atunci vindecat era de orice boală suferea. Un bolnav atunci era, vai de când el suferea. 38 de ani săracul căuta să-și afle leacul. 38 de ani săracul căuta să-și afle leacul. Pe acest nenorocit, într-un colț când l-a zărit, întrebatul la Hristos, vrei să te faci sănătos? Întrebatul la Hristos, vrei să te faci sănătos? Zisa el, o, vai de mine, cum n-aș vrea, dar nu am cine să mă arunce în scăldătoare după apei tulburare. Să mă arunce în scăldătoare după apei tulburare. Când să iau și eu aminte, alții vin și-mi trec înainte. Scoală și ia sfatul tău și de-acum să nu faci rău. Scoală și ia sfatul tău și de-acum să nu faci rău. Când a zis așa Iisus, a sărit bolnavul sus și luându-și patul în spate s-a întors iar în cetate. Și luându-și patul în spate s-a întors iar în cetate. Zic ce-i răi în gura mare, sâmbăta să-i poate oare, ca să-și ia patul în spate și să umble prin cetate.
casă și a patul în spate și să umble prin cetate. Că așa este omul rău, nu crede în Dumnezeu, în puterea lui cea mare și în a lui îndurare. În puterea lui cea mare și în a lui îndurare.